Haideți să analizăm foarte rapid ce este această testare. Testarea software este o activitate care face parte din procesul de dezvoltare a unui produs software, scopul acesteia fiind de a oferi informații legate de calitatea produsului. Prin procesul de testare, ne referim la executarea unui program software cu scopul de a identifica posibile erori. Haideți să vedem care ar fi rolul testării. Un produs software, pe care îl cunoaștem și ca aplicație, se construiește pe baza unor cerințe venite de la clientul pentru care se dezvoltă acest produs. Testarea are de asemenea rolul de a asigura că cerințele clientului sunt îndeplinite și că aplicația respectă designul agreat. Nu sunt binevenite, dar le întâlnim. Vorbim de software bugs. În timpul testărilor pot apărea diferite erori. Erorile identificate în modul de funcționare al aplicației se numesc software bugs. Software bugs mai sunt și erorile provenite din situațiile în care modul în care funcționează aplicația diferă de modul în care ne așteptam să funcționeze aceasta, bazat pe cerințele primite de la client. Haideți să vedem cum facem toate acestea și anume să vedem ce este un software tester. Persoana care efectuează testarea se numește tester și acesta are responsabilitatea de a se pune în pielea utilizatorului final al aplicației și a se asigura că aceasta funcționează cum se așteaptă de la ea să funcționeze. Vedem acum câteva tipuri de testare. Testarea se poate face atât manual, efectuată manual de către un tester fără a folosi alte instrumente, dar și automat, utilizându-se diferite programe pentru a rula scenariile de testare. Să vedem cum se integrează rolul testării în ciclul de dezvoltare al produsului software. Programatorul scrie codul, care implementează funcționalitățile cerute de client. Apoi, testerul execută pașii de test pentru a verifica funcționalitatea. În cazul în care testerul găsește erori în funcționare, funcționalitatea respectivă se va întoarce la programator pentru a repara eroarea găsită sau software bug-ul. După ce eroarea este reparată, testerul reverifică funcționalitatea. Haideți să discutăm puțin despre ce vrem să obținem în urma parcurgerii acestui curs. Vrem ca voi să vă creați un mindset potrivit pentru testare. Să înțelegeți conceptele de testare software, să știți cum se aplică procesul de testare într-un proiect și vrem să vă facilităm angajarea ca și tester junior. La acest curs vom parcurge mai multe puncte importante, cum ar fi bug management, requirements analysis, test case design, test data and test environment setup, test execution using different types of testing and techniques, test reporting, application architecture overview, programming basics, database commands useful in testing, useful line commands, soft skills needed in testing, end-to-end testing on an application. Mergem mai departe și vă spunem că acest curs va conține desigur mai multe componente, cum ar fi teme, exerciții în grup, quiz-uri de verificare și autoverificare și nu în ultimul rând proiectul final. Luăm în calcul 80 de ore petrecute în cadrul cursului plus studiul individual. Cursul va culmina cu un proiect final și cu un quiz final, iar după ce veți promova, veți susține și o prezentare cu o comisie ANC. Această prezentare oferă posibilitatea obținerii unei diplome de acreditare în domeniu.